Prețul suprafețelor situate de o parte și alta drumului județean Vârșolț-Crazna-Giocea, reabilitat de Consiliul Județean Sălaj printr-un amplu proiect, a crescut în unele cazuri și cu până la 50% potrivit localnicilor. Aceștia consideră că accesul în zonă este mult mai bun prin modernizarea drumului, situație în care și prețurile au urcat. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, a declarat că modernizarea drumului va avea un impact benefic asupra comunităților locale, problema care trebuie rezolvată fiind cea referitoare la traficul greu care poate afecta noul drum. Potrivit lui Tiberiu Marc, drumul a fost proiectat suportă o anumită greutate, iar unii ar trebui să înțeleagă că nu pe orice drumuri se poate circula cu tancul.